O, tatăl meu, o lumină a ochilor mei, început tânărul rostind cuvintele repede și cam fără convingere și nici de cum ca și când tisrocul ar fi fost într-adevăr lumina ochilor lui. Îți doresc să trăiești în veci, dar tu pe mine m-ai distrus. Dacă mi-ai fi dat cea mai iute galeră, atunci la răsăritul soarelui, când am băgat de seamă că vasul blestemaților de barbare a dispărut de unde era, aș fi putut poate să-i ajung din urmă. Dar tu ai insistat mai întâi să trimit să vadă, dacă nu, care cumva doar îl mutaseră în ape mai bune, de partea cealaltă a capului. Și iată cum am pierdut o zi întreagă, iar ei se află acum prea departe, mult prea departe, ca să mai trag nădejde că-i pot ajunge. Nestematul cel fals, și aici urmă un șir de vorbe de ocară adresate reginei Susan, care nu ar arăta frumos pus pe hârtie. Ați înțeles, fără îndoială, că tânărul nu era altul decât prințul Rabadaș, iar nestematul cel fals era Susan a Narniei. Stăpânește-te, fiule, zise tisrocul, căci plecarea oaspeților lasă o rană care este repede vindecată în inima unei gazde înțelepte. Dar o vreau, strigă prințul, trebuie să o am, mor dacă nu o am. Înșelătoare, mândră, inimă haină de fică de câine ce este. Somnul nu mi-l mai găsesc, mâncarea nu mai are gust, iar lumina ochilor mi s-a întunecat din pricina frumuseții ei. Regina barbarilor trebuie să fie a mea. Adevărat, glăsuiește unul dintre poieți, se auzi atunci vocea vizirului, care își ridică fața cam prăfuită din covor, că multă apă trebuie scoasă din fântâna rațiunii pentru a stinge arșița inimii tinere. Prințul păru să-și iasă din minți. Câine! Strigă el, începând să toarne la șuturi bine țintite către părțile posterioare ale vizirului. Să nu îndrăznești să citești din poeți în prezența mea. Toată ziua n-am auzit decât maxime și versuri și sunt sătul. Mă tem că Aravis nu simți niciun pic de milă pentru vizir. Tisrocul părea absent. Abia după o lungă tăcere, zise domol ca și cum abia observase ce se întâmpla. Fiul meu, încetează de a mai lovi un venerabilul și luminatul nostru vizir, căci, precum o nestemată rămâne nestemată chiar și în gunoi de îngropată, tot astfel, vârsta și înțelepciunea sunt trăsături ce trebuie respectate, chiar și în josnicele persoane ale supușilor noștri. Încetează, deci, și spune-ne ce dorești și ce ne sfătuiești. Doresc și te sfătuiesc, o tatăl meu, zise Rabadaș, să-ți adun de îndată oastea invincibilă și să cucerești ținutul Narniei, cea de 3 ori blestemată. Să o treci prin foc și sabie și să o alipești imperiului tău fără margini, ucigându-l pe marele rege și pe toți cei din casa lui, cu excepția reginei Susan. Pentru că pe ea trebuie să o am eu de soție, deși mai întâi va primi o lecție de soțină minte. Înțelege, dar, o, fiule, spuse tisrocul, că nici o vorbă de-a ta nu mă va împinge să pornesc război împotriva Narniei. Dacă nu ai fi fost tatăl meu, o, tisroc nemuritor, spuse prințul scrâșnind din dinți, aș fi spus că ai vorbit cu vorbele unui laș. Iar dacă tu nu ai fi fost fiul meu, o, Rabadaș cel iute la mânie, răspunse tisrocul, viața ți-ar fi fost scurtă, iar moartea foarte lungă, chiar din clipa în care ai fi rostit astfel de vorbe. Tonul calm și imperturbabil cu care vorbise tisrocul îi îngheță sângele în vine lui Aravis. Dar de ce, tatăl meu, zise prințul, de data asta pe un ton mult mai respectuos, de ce am șovăit să pedepsim Narnia mai mult decât am șovăit dacă ar fi să spânzurăm un sclav leneș sau să trimitem un cal bătrân la tăiere? Narnia nu este nici cât a patra parte din cea mai mică provincie a Imperiului. În nici 5 săptămâni, 1000 de cavaleri ar putea să o supună. Narnia este pentru Imperiul tău ca o pată necuvincioasă pe un veșmânt prețios. Fără îndoială, spuse tisrocul,
aceste țărișoare barbare care își spun libere, ceea ce înseamnă puturoase, fără organizare și fără profit, sunt urâte în ochii zeilor și în cei ai oamenilor cu judecată. Atunci de ce am suferit atâta vreme ca o țărișoară ca Narnia să rămână nesupusă? Află, o prinț luminat, zise atunci marele vizir, că până în anul în care Augustul vostru părinte și-a început binecuvântata și veșnica sa domnie, ținutul Narniei era acoperit de gheață și zăpadă și peste el domnea o puternică vrăjitoare. Știu eu asta foarte bine, o prealimbutule vizir, răspunse prințul, dar mai știu și că vrăjitoarea a murit, iar gheața și zăpada au dispărut, așa încât Narnia este acum coaptă, zemoasă și bună de cules. Iar această schimbare, prea învățatule prinț, a fost fără îndoială rodul puternicei magii a blestemaților care își spun regii și reginele Narniei. Eu cred, zise Rabadaș, că este mai degrabă o urmare a schimbării poziției stelelor și un rezultat al lucrării naturii. Toate acestea, îi întreruse Destrocul, sunt pentru cei învățați să hotărască. Eu însă n-am să pot crede niciodată că o așa mare răsturnare și uciderea vrăjitoarei s-au putut înfăptui fără ajutorul magiei. Și faptul nu e de mirare într-un ținut în care locuiesc demoni ce iau formă de animale cuvântătoare ca omul și monștre pe jumătate oameni și pe jumătate animale. Și se știe că marele rege al Narniei, fie ca zei să-l trăsnească, este ajutat de un demon malefic cu aspect înfricoșător, ce apare cel mai adesea sub înfățișarea unui leu. În atare condiții, atacarea Narniei îmi apare ca un fapt primejdios și nesocotit și nu voi să-mi întind brațul acolo unde nu știu de va fi retezat ori nu. Fericit este ținutul Calormen, zise vizirul, ridicându-și din nou față din covor, pe al cărui împărat zeii l-au binecuvântat cu darul prudenței. Adevăr grește tisrocul cel prea înțelept și învățat. Este mare păcat că nu putem culege o atât de mândră floare cum este Narnia. Mare a fost harul poetului care a spus, dar în clipa aceea, Ahosta observă o sfâcnire nervoasă a piciorului prințului și tăcu brusc. Da, mare păcat, zise Tistrocul cu glasul lui gros și imperturbabil. În fiecare dimineață soarele îmi pare stins și în fiecare noapte somnul îmi este tulburat când îmi amintesc că Narnia este liberă. O, tatăl meu, zise atunci Rabadaș, și dacă ți-aș arăta o cale prin care să-ți poți întinde brațul asupra Narniei și totuși să-l poți retrage dacă încercarea dă greș? Dacă mi-arăți asemenea cale, o Rabadaș, vei fi cel mai bun dintre fiii mei. Atunci ascultă-mă, tată! În această noapte, chiar în acest ceas, voi aduna 200 de cavaleri și cu ei voi traversa deșertul. Și în ochii tuturor va fi ca și cum nu ai știință de faptele mele. Mâine dimineață voi fi la porțile castelului Anvard din Arken. Ei sunt în pace cu noi și deci vor fi nepregătiți. Nici nu se vor trezi bine și castelul va fi al meu. Apoi voi trece prin trecătoarea munților și nu mă voi opri decât în Narnia, la Kaer Paravel. Marele rege nu este acolo. Când am plecat eu, el se pregătea de război cu uriașii de la hotarul de nord. Am să găsesc castelul cu porțile deschise și am să intru. Voi fi stăpânit și curtenitor și voi vărsa cât se poate de puțin sânge narnian. Și nu-mi va rămâne decât să stau și să aștept susirea corăbiei Splendor Hyaline, care o aduce pe regine Susan. Împrind pasărea fugară de cum pune piciorul pe uscat. O arunc în șa și nu mă opresc decât la Anvard. Se prea poate, fiul meu, spuse Tistrocul, ca la răpirea femeii să-ți pierzi viața fie tu, fie regele Edmund. Ei sunt o mână de oameni, zise Rabadaș, iar eu voi porunci oștenilor mei să-l dezarmeze pe regele Edmund și să-l lege. Astfel am să-mi stăpânesc dorința fierbinte de sânge ca să nu existe pricină de război între tine și marele rege. Și dacă Splendor Hyaline ajunge înaintea ta la Kaer Paravel? Nu cred! Vântul e slab! Până acum, fiule prea îndrăzneț, zise Tistrocul, nu mi-ai spus decât cum vei face ca să răpești femeia barbară. Aștept să-mi arăți cum mă ajută pe mine
planul tău ca să cuceresc Narnia. O, tată, poate nu ai înțeles că, deși eu și călăreții mei vom intra și vom ieși din Narnia cu iuțeala unei săgeți țâșnite din arc, castelul Anvard însă va rămâne pe veci în stăpânirea noastră. Și atunci când ai Anvardul, ești la porțile Narniei. Încetul cu încetul, numărul oștenilor din Anvard poate crește până se strânge o oaste câtă frunză și iarbă. Gândul tău bate departe și planul ți-e iscusit, dar dacă nu reușești, cum îmi trag brațul? Vei spune că am făcut totul fără știrea ta, că am acționat împotriva voinței tale și fără binecuvântarea ta, împins fiind doar de violența iubirii mele și de năsăbuința tinereții mele. Și ce facem dacă marele rege ne cere să o înapoiem pe femeia străină, pe sora lui? Fii liniștit, tată, nu o va cere, căci, deși această căsătorie a fost stricată din toanele unei femei, regele Peter este un om cu judecată și înțelept, care nu va voi să piardă onoarea și privilegiul de a se înrudi cu casa noastră și de a-și vedea nepotul și strănepotul stând pe tronul Imperiului Carlormen. Asta nu se va întâmpla dacă eu trăiesc veșnic, așa cum fără îndoială îți dorești, zise tistrocul cu glas încă și mai sec decât de obicei. Vom scrie, de asemenea, scrisori, o, tată al meu și lumina ochilor mei, continuă prințul, după o clipă de stânjenitoare tăcere. Scrisori ca venind din partea reginei, în care vom vorbi de iubirea ei pentru mine și de dorința ei de a rămâne în Carlormen. Este bine știut că femeile sunt schimbătoare ca vântul și chiar dacă ei nu vor crede întru totul în vorbele acestor scrisori, tot nu vor îndrăzni să se arate cu oaste la porțile tașbanului ca să o ia înapoi. Luminate, vizir, spuse tistrocul, împărtășește-ne din înțelepciunea ta privitor la această neobișnuită propunere a fiului nostru. O, nemuritor, tistroc, spuse Așosta, puterea iubirii de părinte nu mi este necunoscută și am auzit adesea spunându-se că fiii sunt în ochii părinților lor mai prețioși decât rubinele. Cum aș putea să vorbesc deschis despre un plan care poate primejdui viața acestui înflăcărat prinț? Ba să poți, replică tistrocul, căci altfel repede vei descoperi că a nu vorbi e la fel de primejdios. Ascult și mă supun, gemul vizirul. Află deci mult prea înțeleptule, tistroc, că primejdea la care se expune alteția sa nu este atât de mare cât ar părea la prima vedere, căci zeii nu au binevoit a le da barbarilor lumina dreptei cumpăniri, iar poezia lor nu este ca noastră împodobită cu folositoare aforisme și pilde, ci vorbește doar despre iubire și război. Din această pricină, nimic nu le va apărea mai nobil și mai demn de admirație decât o întreprindere nebunească precum aceasta. Au! La auzul cuvântul nebunească, prințului dăduse din nou un șut. Tăpânește-te, fiule, zise tistrocul, iar tu, venerabile vizir, nu lua aminte la fiul meu și continuă-ți gândul, căci nimic nu se cuvine mai mult persoanelor alese și sobre decât să îndure micile neplăceri cu neclintită demnitate. Ascult și mă supun, zise atunci vizirul, dar încet, încet se trase până mai într-o parte ca să-și îndepărteze părțile posterioare de piciorul lui Rabadaș. Spuneam că în ochii barbarilor nimic nu va apărea mai demn de iertare, dacă nu chiar de respect, decât o astfel de întreprindere. Îndrăzneață și mai ales dacă a fost stârnită din dragostea pentru o femeie. Dacă, din nenorocire, prințul cade în mâinile lor, sunt convins că nu-l vor ucide. Ba, dimpotrivă, chiar dacă alteța sa nu va reuși să o răpească pe aleasa inimii lui, aceasta s-ar putea înmuia în refuzul ei, văzând bărbăția și pasiunea de nestăvilit a prințului. Foarte bine, mă întreb cum de ți-a trecut așa ceva prin scăfârlia aia urâtă. Lauda stăpânilor mei este aerul ce-l respir, zise Așolta. Și apoi slăvite tistroc, a cărui domnie trebuie să fie și va fi veșnică, cu ajutorul zeilor. Nu este imposibil ca prințul să cucerească cetatea Anvard, precum a spus, și atunci Narnia e a noastră. În cameră
Se lăsă o tăcere prelungă și atât de adâncă încât cele două fete abia îndrăzneau să respire. În cele din urmă se auzi vocea tistrocului. „Du-te, fiul meu, și fă precum ai spus”, zise el. „Dar de la mine să nu aștepți nici sprijin și nici încurajare. Dacă ești ucis, nu te voi răzbuna. Dacă ești azvârlit în temniță, nu eu te voi scoate. Și mai e ceva. De ești învins, ori învingător, ia aminte să nu verși o picătură de sânge nobil narnian mai mult decât trebuie, din care pricină să se iște război. Căci de vei face așa, vei fi pe veci alungat din prezența mea și locul îți va fi luat de următorul tău frate. Acum du-te, fii iute ca vântul, nevăzut și neștiut, și norocul să meargă cu tine. Fie ca puterea lui Taș, cel atot puternic și neîndurător, să-ți călăuzească paloșul și lancea.” „Aud și mă supun”, strigă Rabadașii, după ce îngenunche și sărută mâinile tatălui lui, ieși din încăpere alergând. Spre disperarea lui Aravis, care amorțise în poziția în care stătea, tistrocul și vizirul rămaseră pe loc. „O, vizirule”, spuse tistrocul, „ești sigur că nimeni în afară de noi nu știe de sfatul cel tainic pe care l-am ținut aici în puterea nopții?” „O, stăpâne”, zise Așota, „nimeni nu știe. Tocmai de aceea eu am sfătuit, iar tu, în marea ta înțelepciune, ai acceptat să venim aici, în palatul vechi, unde nu se ține niciodată sfat și unde niciunul din oamenii palatului nu are motiv să vină.” „Așa să fie”, zise tistrocul, „căci cel ce ar avea știință ar muri în mai puțin de un ceas, iar tu, cumpătatule vizir, la fel să faci. Șterg din inima mea și din inima ta orice știință de planurile prințului. A plecat fără știrea sau îngăduința mea și nu știu unde s-a dus. Și totul doar din pricina înflăcărării, a neliniștii și a neascultării tinereții. Nimeni nu va fi mai uimit decât mine și decât tine când va fi să aflăm de cucerirea Anvardului.” „Ascult și mă supun”, zise Așosta, „și nici măcar în străfundul inimii tale să nu îndrăznești să-ți spui că sunt cel mai nemilos tată care își trimite cel din tâi născut într-o misiune ce îi va duce aproape ca sigur moartea. Oricât de mult te-ar bucura un astfel de gând pe tine, care nu-l iubești pe prinț, căci o văd până în străfundul sufletului tău.” „O, tistroc neprețuit”, zise vizirul, „nimic nu mi-este mai drag pe lumea asta decât îmi ești tu. Nici prințul, nici viața, nici pâinea, nici apa, nici măcar lumina soarelui.” „Simțămintele tale”, zise tistrocul, „sunt drepte și îți fac cinste. Nici eu nu iubesc nimic mai mult decât măreția și puterea tronului meu. Dacă prințul reușește, o să avem ținutul Arken și poate, cine știe, mai târziu Narnia. Dacă nu izbutește, mai am 18 alți fii. Rabadaș, cum e felul celor din tâi născuți, a început să devină primejdios. În Tașpan, mai mult de 5 tisroci au murit înainte de vreme din pricină că primii lor născuți, toți prinți luminați, se săturaseră să-și aștepte rândul la tron. Mai bine să-și răcurească sângele printre străini decât să muște degeaba din zăbala aici. Și acum, venerabile vizir, prea plinul de îngrijorare părintească mă îndeamnă la somn. Du-te și cheamă muzicienii în camera mea. Dar, înainte de a te culca, întoarce cartea de iertăciune pe care am scris-o pentru cel de-al treilea bucătar. Simt în mine semnele unui început de indigestie.” „Ascult și mă supun”, zise marele vizir. Și apoi se târâ de îndărătele pe coate și genunchi până spre ușă, se ridică în picioare, făcă încă o plecăciune și ieși. Tisrocul însă nu se clinti de pe divan. Rămase acolo în tăcere o vreme atât de îndelungată încât Aravis crezu că a ațipit, dar în cele din urmă, cu un mare scârțit și cu un oftat adânc, își ridică trupul imens, le făcu semn sclavilor să o ia înaintea lui cu lumina și ieși. Ușa se închise în urma lui, încăperea se cufundă din nou în întuneric, iar cele două fete răsuflară din nou ușurate.